Bună seara, dragi prieteni, din nou le să palate și echipă surpriză la tine acasă. Vă salută cu mare drag și căldură sufletească pentru fiecare dintre dumneavoastră care urmăriți activitatea noastră și știți foarte bine să susțineți cu o vorbă bună și cu gânduri bune și senine. Ne aflăm în satul Cătrănâi, Craiul Năfăleș. Suntem pe teritoriul școlii din localitate, căci venim la o frumoasă și deosebită sărbătoare. Astăzi are loc seara de absolvire sau balul de absolvire, cum spunem noi, și iarăși din nou și în zborul un grup frumos de copii, dădăciți frumos, cu dragoste și cu multă educație de acești profesori care au depus maxim suflet și educație să-i vadă mari, frumoși și astăzi să le deschidă brațele să-și ia zborul în lumea mare, cu gândul de școală, cu gândul de profesori, cu gândul de satul natal. Noi venim cu mare drag pentru un sufletel de fetiță care a fost omagiată în data de 11 iunie și astăzi totodată este și absolventă. Și cu mare drag, sora de departe, ne-a rugat să venim să o felicităm cu o dublă sărbătoare. Plus că mai avem daruri frumoase în semn de recunoștință și pentru doamna dirigintă Maria Botezatu, care a fost dirigintă și surorii de peste hotare care ne trimite aici. Vorbim de Crina Jurnavei, care cândva a absolvit și ea această instituție școlară și cu gândul de fostă dirigintă și cu gândul spre sora dragă, ne trimite astăzi la balul de absolvire, la seara de absolvire, să venim cu mare drag, să felicităm sora, să felicităm profesoara, să mulțumim profesorilor și totodată niște gânduri frumoase și curate să adresăm și celor absolvenți din astăzi seara. Bună seara, dragi oaspeți! Fără permisiune, ne facem și noi apariția la frumosul eveniment ce are loc în sat la dumneavoastră. Am să mă ridic aici să vă văd pe toți. Sper de suflet să nu rețin foarte mult timpul și să nu supărăm pe cei care au venit să facă sărbătoare. Așa. Noi vă salutăm cu mare drag. Mulți stimați absolvenți, mulți stimați și dragi profesori, dragi părinți. Am o surpriză frumoasă astăzi la această sărbătoare frumoasă și la acest eveniment deosebit, care are loc în sat la dumneavoastră și în majoritatea satelor, odată la 5 ani, cel puțin dacă vorbim de gimnazii. Odată la 5 ani, profesorii sunt cei care sunt nevoiți, poate cu nostalgie în suflet și cu jale, să deschidă brațele și să spună zburați. Zburați cei care ați fost dădăciți 5 anișori de profesori. Cei care ați fost întâmpinați cu mare drag, cei care ați fost așteptați cu multă răbdare și celor cărora li s-a pus în mânuță peniță și caiet. Și le-au spus și din clasa 5-a în continuare, trebuie să învățăm. Și ați fost foarte conștienți și răbdători cu fiecare dintre promoții, cu fiecare dintre copii, dintre elevi, că trebuie să repunem suflet și răbdare, fiindcă noi suntem cei care ne-am luat angajamentul în viața asta să creștem oameni, să valorificăm oameni și să descoperim în copii, zi de zi, noi talente. Și totodată să le spunem că viitorul este frumos atâta timp cât se învață și cât se muncește. Pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Olesia Palade. Reprezint echipa surpriză la tine acasă de acuși 6 anișori. Nu mi-aduc amintele că am avut vreo surpriză la vreun bal de absolvire, dar am fost onorată să fiu și eu prezent aici pentru a vă felicita pe toți dintre dumneavoastră, dar vreau cu mare drag să invit aici pe Jurnavei Laurenția. Haide, haide, mai cu îndrăzneală, așa. Aș vrea să spun că ești foarte frumoasă, dar nu vreau să supăr pe celelalte. Sunteți foarte frumoase și sunteți foarte frumoși. Și nu degeaba se numește bal de absolvire, căci noi toți, odată în viață, așteptăm cu nerăbdare acest bal de absolvire. Să ne vedem frumoși împreună cu colegii noștri și totodată să ne uităm nostalgici la scumpii și bravii noștri profesori. Nu odată, cu siguranță, ți-ai dorit și tu
să termin odată școala asta și să mă duc mai departe și să scăp de tot. Și de satul ăsta și de școala asta. Îți spun cu certitudine că n-au să treacă multe zile sau mulți ani când ai să zici atât de mult vreau să mă întorc în școală ce e din Cătrăne, unde acolo eram așteptați cu atâta răbdare și dragoste și numai în satul natal să știi că ai fost dădăcită cel mai mult și cel mai cu dragoste, fiindcă unde ai să te duci, ai să fii un străin între străini. Dar aici ai fost al tău printre ai tăi. Noi venim cu mare drag să te felicităm îndeosebit pe tine cu această zi frumoasă, anul de absolvire, seara de absolvire. De azi îți iei zborul și ai să pleci într-un viitor frumos cu siguranță, așa cum ești și tu. Totodată știm că ai fost omageat în data de 11 iunie. Ai făcut o frumoasă vârstă, dar nu știu dacă ți-a fost o sărbătoare, cât erau examene, erau pregătiri de bal de absolvire și așa mai departe. Astăzi, cu siguranță, ai să te încarci de emoții și cele care poate nu te-ai încărcat atunci s-o poate da. Zi-mi, te rog frumos, cine m-a rugat să vin spre tine azi să-ți spun mulți ani și să te felicit totodată cu această sărbătoare frumoasă. Eu cred că mama a vrut să mă felicite. Nu-i mama. Și cred că vrut să mă felicite Lelia Crină, pentru că e peste hotare la Franța și n-a putut să vină. Și vreau să îi colipesc foarte tare și o aștept acasă. Ești foarte bravă. Fără să confirm eu măcar că este vorba despre sora Crină, tu le deja ai lăsat și un mesaj. Eu am să zic așa. Ai întrebat unii mămica. Undeva, în blide, cum spunem noi. Undeva cu pregătirii, mămica, cu siguranță. Dar cu sufletul este aici. Ea a fost complicele care m-a telefonat și mi-a zis așa. Am suflete dragi. Sau este aici, mămica? E mămica sau nu e mămica? Confirmă tu că eu pot să chem și altă doamnă din sală. Așa. A spus așa, am suflete dragi și departe și aici. Și un sufletel drag de la sufletul nostru al părinților astăzi este absolventă. Și o vedem frumoasă, minunată, înconjurată de cei dragi și plină de emoții și ea și noi, familia ei. Dar este un suflet departe. Este Crina cu Bogdan. Sunt cei care cu gândul și sufletul sunt alături de tine și își închipuie cât ești de frumoasă, dar nu știu de ce cred că nu ai pierdut ocazia să trimiți o poză sau mămica sau tăticul să arate cât este de frumoasă la Orențe astăzi. Uite, noi cu mare drag venim din partea ei să-ți spunem la mulți ani cu ziua ta și la mulți ani cu acest eveniment frumos și la moment unic în viața ta. Primul val de absolvire. Îți dorește din suflet, în primul rând, sănătate. Să crești în continuare frumos, în rezultate, în succese și în muncă. Omul care nu știe să muncească este un om lipsit de valoare. Și dacă noi spunem des omului să-ți dea bunul Dumnezeu noroc, eu sunt omul care zic întotdeauna, nu cred în noroc și nu știu dacă am avut noroc vreodată, fiindcă sunt omul care știu că dacă n-am să muncesc, n-am să am noroc, norocul de sus nu cade. Să muncești, Laurențe, să dobândești ceea ce-ți dorești, să duci numele părinților cu mândrie, să știi că acolo unde te vei duce, ai o responsabilitate în spatele tău, să duci numele profesorilor care până la acest moment au muncit asupra ta ca tu să crești frumos ca om. Restul trebuie să muncești deja pe alte căi, acolo unde să te ducă soarta vieții. Și totodată, dacă este Crina departe, îți urează din suflet multe bucurii în viață, sănătate pe măsură și să nu uiți niciodată legătura frumoasă de surori, de părinți. Este ceea ce nu trebuie să se piardă niciodată. La mulți ani! Mai vedeți că am rămas cu brațele încă cu darul și am să o invit aici lângă mine pe doamna Maria Botezatu. Până dumneavoastră vă apropiați, noi vă salutăm cu mare drag. Am venit și spre dumneavoastră cu daruri. Avem un mesaj frumos de felicitare din partea celei de departe. Și mi-a spus așa. Doamna Maria Botezatu a fost și fosta mea dirigintă. Parcă mai ieri și eu stăteam pe pragul școlii,
plină de emoții și Doamna Maria botezată neschimbată, tot atât de frumoasă și caldă, tot atât de vioaie, tot atât de rezistentă în fața noastră a elevilor care avem de toate în noi. Și mânzurile și alentări, așa, și șotii multe. Și poate acum, depânând șotele fiecărui elev a dumneavoastră, poate multe le-ați uitat cu siguranță, apare zâmbet, dar pe moment atunci erau de toate. Neuronii dumneavoastră cred că atunci dansau în diferite părți. Și Doamna Maria îi liniștea, așa sunt copiii. Și asta este menirea care mi-am ales-o atunci când am zis că da, eu vreau să fiu profesor. Ne închinăm de sănătate în fața dumneavoastră și în fața tuturor profesorilor, celor care ați știut ce profesie alegeți, câtă răbdare și rezistență trebuie să depuneți. Și din păcate trăim și vremuri când trebuie să repuneți rezistență și în fața părinților, căci nu știu de ce îmi pare că în ultimele vremuri trebuie mai mult educat părintele decât copilul, că noi părinții cumva am prins așa la curaj și ne pare că știm toate și de toate. Și uneori profesorul nu are valoare în fața noastră a părinților, că noi vrem odrasla noastră să fie netezită pe căpșor și cea mai bună și cea mai dragă. Și nu înțelegem că el acasă e bun și e drag, dar în lume societatea un pic modifică copiii noștri. Și iarăși profesorul netezește pe căpșor că trebuie doar să-i vadă oameni frumoși. Uitați-vă, cu această mângâiere pe căpșor a plecat și Crina din școală. Și nu a uitat niciodată și răbdarea și dragostea dumneavoastră. Și astăzi, recunoscătoare pentru faptul că mai aveți putere și ați ajuns și la o altă seară de absolvire când este absolventă sora ei. Și pentru această mare bucurie din familia lor, vă spune felicitări, Doamna Maria Botezatu, draga, scumpa, minunata noastră dirigintă. Și multă sănătate, răbdare, putere, perseverență, drăzenie. Și iar răbdare. Fără asta nu o să mergeți niciodată înainte. Copii cu minți și liniștiți și părinți înțelepți, înțelepți care să știe că doar împreună cu profesorul, formând un parteneriat frumos, noi putem să aducem oameni de valoare. La mulți ani din suflet! Dragi profesori, sunt și eu o fostă elevă dintr-o oarecare școală. Am stat și eu cândva așa plină de emoții la un bal de absolvire. Și stăteau cândva profesorii în fața mea și cu siguranță atunci nu-mi dădeam încă seama cât o să-mi fie dor de școală, de profesori. Cu câtă nostalgie o să mă întorc de fiecare dată în școală, chiar acum făcând surprize și mă uit în fața fiecărui profesor și parcă aș vrea cumva să mă întorc în timp, măcar unui profesor de-al meu să zic, iertați-mă. Poate pentru năzbâtii, poate pentru șotii, poate că n-am învățat când trebuia, dar poate că am învățat. Și anume ei au valorificat fiecare cuvânt pe care îl scoteam și fiecare gest pe care îl făceam. Și datorită profesorilor și părinților, noi creștem oameni în societate. Și noi suntem cei care ducem viitorul înainte. Și atâta timp cât părintele educă corect acasă. Și profesorul cu brațele deschise ne întâmpină aici, noi suntem cei cine suntem. Să vă dea Bunul Dumnezeu multă sănătate și binecuvântare pentru menirea care v-ați ales-o. Copiii să vă înțeleagă și să vă asculte, iar părinții să vă, cel puțin să încerce, să vă fie recunoscători pentru toată munca și truda care o faceți aici zi de zi și foarte des nu vă este prețuită această muncă și această trudă. Dar tot dumneavoastră știți să iertați, să dați din mână și să spuneți că toate să fie bine împreună. La mulți ani, absolvenților din satul Cătrănec Fălești. Răbdare! Pentru că drumul și ușile care se deschid vă par foarte cuceritoare, dar ele totodată sunt și pline de încercări. Să știți că plecând de aici, aveți multe căi să le alegeți. Cu siguranță aveți planuri pentru viitor. Dar să știți că întotdeauna în spatele vostru o să stea acești profesori care o să vă aștepte să-i mai salutați. Sau să le aduceți flori așa cum face astăzi Crina. Și să le fiți recunoscători pentru toată răbdarea care au avut-o cu voi. Și dacă acum voi zâmbiți și vă pare, ei, care răbdare, să mă duc odată de aici, o să vreți înapoi. O să vreți înapoi și o să dea Bunul Dumnezeu și o să aveți și
seri de reîntâlnire, cum se mai fac acum, după 5, după 10, după 20 de ani, și cu atâta nostalgie o să vă întâlniți voi între voi, după care profesorii voștri, deale bunul Dumnezeu încă sănătate și mulți ani în această școală. Sănătate tuturor, părinților că ați crescut copiii frumoși și că ați ajuns în această seară deosebită, când vă vedeți puișorii atât de frumoși și mari și plini de emoții și dornici de sărbătoare. Eu aici am să finisez spunând încă o dată, seară frumoasă și plăcută, și până doamna Marie lasă un cuvânt aici când face semn să-i dau microfonul, eu mai am și un cântec pentru dumneavoastră, cu drag din partea Crinii, dacă îmi permiteți. Știu că vă este amânca. Știu că vă-i sete, știu că vă-i poftă de dans, încă un pic și vă lăsăm. Asta mi este lucru și asta sunt eu. Nu pot eu să arunc două cuvinte și să fug. Mai vin odată de la Făleș și să-mi spun ce aici eu mai rămas aici. Trebuie să le spun toate și mă duc la altă lume. Mulțumesc. Crina, te salut de aici, din depărtare. Și îți mulțumesc foarte mult pentru acest gest frumos din partea ta. Să știi că a contat foarte mult și pentru noi profesori întotdeauna contează astfel de gesturi. Să ne spună măcar un copil. Mulțumesc! Bună ziua! Să ne trimit o felicitare de ziua profesorului sau de 8 martie. Și atât. Mai mult nu ne trebuiește. Noi ne mulțumim cu dragostea voastră. Noi ne mulțumim cu zâmbetul vostru. Noi ne mulțumim cu voioșenia voastră. Crina, îți urez multe, multe, multe zile senine și mult succes în toate. Că știu că prin străini este greu. Și noi aici cu Laurința vom fi împreună și o să vezi seara frumoasă a surorii tale, sperăm. Mulțumesc, Crina, și tuturor mulțumesc pentru gesturile frumoase pe care le faceți pentru noi, profesori. Stimați profesori și stimați copiii noștri care au terminat în seara aceasta pe școală, mă scuzați că am o reacție de emoții, așa e că n-ai copii departe și îi dorești alături, dar vă doresc mult sănătate, răbdare, că ați făcut foarte mult pentru copiii noștri, ați spus tot ce e mai bun, ați v-ați stăruit să fie pe cel mai în alt loc și vă doresc ca în viitor să aveți copii cât mai mulți și cu minți și să fie Dumnezeu sănătate, că e mai scump de toate și noi te așteptăm cu drag prin acasă. Te iubim și îți urăm să fii sănătoasă. Mulțumesc, părinți, mulțumesc, profesori, cum am zis, am un cântec frumos, sper să fie frumos. Simțiți-i gingași, frumoși și caz pentru voi, cei care s-au dedicat cel puțin acești 5 ani în totalmente vouă și astăzi nu au pierdut ocazia să vă fie din nou alături și să vă petreacă frumos luându-vă zborul. Chiar toți profesori, apropiați-vă toți, vă rugăm în suflet, absolvenți! Îndemnați profesorii dumneavoastră! Pe cărarea de la școală, de mânuțe noi mergeam, cunoșteam noi orice floare, să fim mari, noi toți visam. Azi suntem plecați în lume, dar de școală ne-am mintit și de învățătorii noștri pe care noi îi iubim, pe care noi îi iubim. Învățătorii mei, învățători, veniți să vă aducem flori și lacrime de dor, și lacrime de dor. Noi vă iubim, scumpi învățători. Vă rog frumos, viață!
drumul luminos în viață și să nu uitați niciodată drumul spre școală dragă. Ați fost mamă, ați fost tată, ați dat Dacia, v-ați mai scump. Școala dragă ne-a fost casă, de tot ne-amintim acum. Învățătorii mei, învățători, azi am venit să vă aducem flori și lacrime de dor, și lacrime de dor. Noi vă iubim, scumpi învățători. Învățătorii mei, învățători, azi am venit să vă aducem flori și lacrime de dor, și lacrime de dor. Noi vă iubim, scumpi învățători. Noi vă iubim, scumpi și dragi învățători. Na, 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 na. Na 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 Am avut un scop în astă seară, să facem un cer cu toți profesorii. Eu înțeleg că doamna Varie vă este foarte dragă și cea mai dragă. Dacă îmi permiteți, mai stau aici pentru un cântec, dar luați-vă părinții, luați-vă profesorii, ademeniți-i frumos până la urmă. Absolvenți un drum frumos și luminos în viață.